Hello! Bine ați revenit pe canalul meu! Mi-am făcut o cafeluță și m-am gândit să vorbim astăzi despre colecția mea de căni, pentru că foarte multe dintre voi mi-ați cerut lucrul acesta și chiar nu mă așteptam. Eu, când mi-am deschis canalul de YouTube, mi-am scris pe o agendă diverse idei pe care voiam să le dezvolt și să le împart cu voi, dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să fac colecția mea de căni și mă bucur foarte mult că ați împărtășit cu mine acest lucru și mi-ați cerut să fac clipul acesta. Așa că o să încep cu prima cană. Aceasta este de fapt cana lui Alex, este preferata lui, arată cam așa. Este neagră, este simplă, are un model cu o floricică, el își bea cafeaua în fiecare zi din această cană. Nu știu să vă spun prețul sau de unde este achiziționată, doar că este destul de drăguță și e preferata lui. Și o să continui cu perechile, pentru că am câteva seturi care sunt pentru ea și pentru el, să zic așa. Și o să încep cu acestea, care sunt de la Avon, mi-au plăcut foarte mult, cred că au fost undeva în jur de 30 de lei, uneori le mai găsiți în catalog. Vreau să vă zic că în momentul în care turnați ceva cald, inimioarele acestea se fac colorate. Aceasta se face roz, iar aceasta se face albastră. Mi s-a părut o idee foarte interesantă cu aceste căni și pe lângă faptul că inimioarele se colorează în roz și albastru, mai scrie, nu știu dacă se vede, I love you. Sunt niște căni de drăguțe pentru cuplu. O să continui cu un set pentru cuplu. Este vorba despre acesta, cu Mr. Right and Mrs. Always Right, pe care le-am cumpărat din Jumbo. Au fost undeva la 20 de lei, ceva de genul acesta. Cred că încă le găsiți, ultima dată când am fost în Jumbo le-am văzut. Vin la set, sunt albe, doar că au acest model drăguț pe ele. Mi-au plăcut atât de mult încât am zis că de ce să nu le cumpăr. Plus că și lui Alex îi plac foarte mult, pentru că cana aceasta o folosește destul de des. Încă un set pe care vi l-am arătat deja în haul-ul precedent. O să vă las un card pe aici, dacă încă nu l-ați văzut. Sunt aceste căni pe care le-am cumpărat din Pepco. Au fost din colecția de Valentine's și una este gri pentru el, iar una este roz pentru ea. Îmi plac foarte mult, au un model cu inimioare. Ceea ce îmi place cel mai mult la ele este faptul că sunt foarte mari și foarte adânci. Acestea au fost 10 lei și mi s-a părut un preț destul de mic, pentru că până la urmă sunt două căni. Dar dacă cumva aveți Pepco în orașul vostru, știți deja că găsiți o mulțime de căni și multe alte lucruri frumoase la prețuri foarte mici. Încă un set pe care de data aceasta l-am cumpărat din locuri diferite și mai exact această cană pe care Alex mi-a cumpărat-o parcă anul trecut, el mi-a cumpărat-o din Carrefour. Iar eu i-am cumpărat cana aceasta, anul acesta, din Mega. Nu știu exact să vă spun cât a costat aceasta pe care mi-a cumpărat-o Alex, care are un model cu inimioare și scrie Love You pe ea, dar aceasta a fost 10 lei și probabil încă o găsiți în Mega, pentru că săptămâna trecută am fost pe acolo și încă am văzut-o. Eu bănuiesc că e tot din colecția de Valentine's. Așa că poate aveți noroc și le găsiți pe amândouă. O să trec mai departe să vă arăt câteva cești care mie mi-s foarte dragi și pe care le-am cumpărat din Chicville. În haul-ul de data trecută v-am lăsat în bara cu descriere un link care vă duce direct pe acest site. Este un site foarte drăguț cu foarte multe lucruri frumoase. Găsiți foarte multe lucruri pentru casă, de la veselă până la obiecte de decor, chiar și mobilă. Și este un site destul de accesibil. O să încep cu ceașca mea preferată, pe care am văzut-o la foarte multe blogărițe. Nu știu dacă am cumpărat-o din același loc, dar vreau să vă zic că această ceașcă, cu tot cu farfurie, am văzut-o și pe alte site-uri. Eu o să vă las un link în bara cu descrieri către Chicville, dacă se mai găsește. Nu m-am mai uitat de mult pe site și nu știu exact dacă o mai găsiți, dar dacă o găsesc, o să vă las cu siguranță un link. Este un fel de roz pudrat, îmi place foarte mult forma ei, pentru că vine ca o floricică și îmi place foarte mult să beau cafeaua dimineața din această ceșcuță. O să o ceașcă a costat 25 de lei. Știu că magazinul Chicville se găsește în Cluj-Napoca, așa că dacă sunteți de acolo puteți să dați o raită în magazin și să o cumpărați fără să plătiți transportul. Pentru că eu mi-am cumpărat această ceșcuță și bineînțeles că am plătit transportul. Tot de pe Chicville mi-am cumpărat aceste două ceșcuțe care sunt foarte simpatice. Au un model cu pufniță și mie mi-au plăcut foarte mult. Cana mea de la muncă este cu bufnițe și aceea îmi place foarte mult. Pe lângă aceste două ceșcuțe au venit la set cu un ceainic foarte drăguț, la fel cu modelul acesta de bufnițe. Ceainicul știu că vi l-am arătat sigur într-un
haul, așa că căutați primul meu haul, acolo cred că vi l-am arătat. Și au fost în jur de 10 lei, o ceșcuță sau ceva de genul acest. Tot așa, dacă le găsesc pe Shipfeel, o să vă las un link în descriere. Mie mi-au plăcut foarte mult și consider că sunt perfecte pentru cafeluța de dimineață. Aceste ceșcuțe au venit la pachet și cu farfurile, una e roz, una e albastră. Ceainicul este cu roz, capacul este roz, dar știu sigur că mai era un ceainic la fel cu capac albastru. Eu am zis că îl iau roz pentru că da, e culoarea mea preferată și mi s-a părut cel mai ok să iau pe roz. Și mai am o ceșcuță pe care am primit-o cadou anul trecut de Crăciun. Este cu model cu inimioare și vine la set cu o farfurie mică pe care o pot folosi și pentru ceai, să acopăr ceaiul. O să trec mai departe la cănile mele preferate. Prima este aceasta, este cu o pisicuță. Vă zic sincer că nu mai știu de unde o am, dar mie îmi place extrem de mult. Vreau să vă zic că am uitat de ea și am găsit-o exact acum când mi-am căutat toate cănile. O am deja de ceva timp. Eu am avut mult mai multe căni, dar cu tot procesul acesta de mutat de la Cluj la București, iar la Cluj și din nou la București, am cam pierdut din ele. Câteva mi s-au spart pe drum, așa că aceasta este singura care mi-a mai rămas din perioada aceea. Și mi-e foarte dragă. O altă cană preferată pe care cu siguranță o găsiți în Jumbo, cred că în jur de 10 lei a fost, este aceasta. Este o cană simplă, albă, rotundă. Mie îmi plac foarte mult genul acesta de căni rotunde. Și scrie pe ea Her Royal Highness, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și cred că mi se potrivește perfect. Și pot să zic că aceasta este cana mea preferată și, după cum v-am zis, cu siguranță încă o găsiți în Jumbo. Următoarele două căni pe care vreau să vi le arăt sunt tot din Jumbo. După cum vedeți, majoritatea cănilor mele sunt din Jumbo pentru că au prețuri accesibile și mi se pare că mereu au modele foarte drăguțe. Este aceasta. Este o cană perfectă pentru iubitoarele de cafea, pentru că gradațiile sunt foarte interesante. La prima gradație este un ș, adică nu vorbiți cu mine până nu-mi beau cafeaua. A doua gradație este almost, adică aproape puteți vorbi cu mine. Iar la ultima gradație, now you may speak. Asta mi s-a părut foarte interesantă și foarte haioasă, deci o găsiți în Jumbo, cu siguranță încă este. Din ce am observat, colecțiile vechi cu căni încă se găsesc în Jumbo și, după cum v-am zis, au prețuri foarte accesibile. O altă cană din același loc este aceasta și de aceasta am uitat, pentru că voiam într-o vreme să o iau la muncă, după care am pus-o undeva în dulap și mi-am amintit de ea abia acum. Este o cană perfectă pentru cafea și asta pentru că are acest capac care se detașează și puteți să o luați cu voi la muncă. Atât vreau să vă zic că capacul și partea de jos este din plastic, iar restul este porțelan, așa că dacă o scăpați pe jos, ar putea să o crăpați. Dar este o cană destul de interesantă, scrie pe ea Don't forget to smile to yourself, iar la mijloc are un smiley face. Și cred că a fost undeva la 15 lei, dacă bine mi-amintesc. O să iau cu mine la muncă dacă tot am găsit-o, nu știu cum am putut să uit de ea. Încă o cană pe care o am de pe vremea când stăteam în Cluj este aceasta. Pe aceasta sigur o găsiți la Mega, pentru că i-am mai văzut modele de genul acesta. Este o cană maro cu niște modele cu floricele. Eu am ciobit-o pe a mea, din păcate. Are aici o ciobitură, dacă se vede, nu știu dacă se vede. Dar asta a fost din cauza transportului. Când m-am mutat din Cluj la București, v-am zis, câteva dintre cănile mele s-au făcut praf. Noroc, aceasta s-a ciobit puțin. Așa că m-am gândit să nu arunc pentru că îmi place foarte mult. O să continui cu două căni pe care mi le-a cumpărat Alex și mă distrează foarte mult faptul că mereu comentează când îmi cumpăr căni și spune că avem 1000 de căni și că la ce mai avem nevoie de ele, dar el vine câteodată cu o cană nouă. Cu aceasta a venit într-o zi, mi-a zis că mi s-a părut foarte interesant, a văzut-o în Mega și s-a gândit să mi-o cumpere. Iar la momentul respectiv mi s-a părut foarte funny, pentru că mereu comentez că îmi cumpăr căni, dar tu vii acasă cu o cană care ți s-a părut ție interesantă. Este o cană cu lalele, mie îmi plac foarte mult lalelele, nu știu dacă v-am zis lucrul acesta, dar mi s-a părut perfectă. Plus că pe lângă modelul acesta drăguț cu lalele, este albă și mie plac foarte mult cănile albe. Nu știu dacă ați observat, dar majoritatea cănilor sunt albe cu model. Iar a doua cană cu care a venit acasă este aceasta. El a cumpărat de fapt câteva pliculețe de ciocolată caldă, iar această cană a venit cu pliculețele la set. Scrie Hot Chocolate, ciocolate de la Dr. Edgar.
Nu știu exact când a fost această promoție, dar probabil undeva prin iarnă și au fost în jur de 10 pliculețe. O să pe această cană puteți să scrieți cu cretă, pentru că este făcută cumva dintr-un material pe care se poate scrie. Eu încă n-am încercat, dar mi s-a părut o idee foarte interesantă și mă bucur foarte mult că s-a gândit Alex să mi-o cumpere. O să vă mai arăt două căni din Pepco. Prima este aceasta. Este o cană foarte mare. Eu o folosesc mai mult ca bol, pentru că este perfectă pentru micul dejun. A fost în jur de 15 lei, ceva de genul acesta. Nu știu dacă o mai găsiți, știu că erau atunci și alte culori, dar asta mi s-a părut foarte interesantă, plus că, după cum v-am mai zis, este culoarea mea preferată. Și mai scrie pe ea Home Sweet Home. Deci este o cană foarte mare care poate fi folosită și ca bol. Iar a doua cană din Pepco este aceasta, este o cană pentru ceai, scrie pe ea Green Tea și sunt desenate pe ea mai multe ceainice de ceai. O să trec la câteva căni din colecția de Crăciun. Nu știu dacă știți, dar este perioada mea preferată și îmi place foarte mult să-mi cumpăr diverse căni, decorațiuni pentru Crăciun. Iar de-a lungul timpului mi-am cumpărat diverse căni cu această tematică, așa că o să încep cu prima cană, pe care cu siguranță v-am arătat-o într-un haul. Este o cană foarte simpatică, cu un model de ren, albă, încăpătoare și am găsit-o la Jumbo. Nu mai țin minte exact prețul, dar mi-a plăcut foarte mult modelul de pe ea. O altă cană din Pepco, de data aceasta, este aceasta. Este de fapt cana lui Alex, are și el o cană cu tematică de Crăciun. Din ce am observat, și Alex ține uneori cont de această perioadă, pentru că renunță la cana lui neagră și bea cafea din aceasta, așa că probabil și lui îi place această perioadă. O altă cană pe care am primit-o cadou chiar Crăciunul trecut este aceasta. Nu știu dacă ați observat, dar în fiecare an găsiți în Mega, în Carrefour și în multe alte magazine pachete care conțin multe dulciuri și o cană. Mie mi-a plăcut foarte mult această cană, eu am văzut pachetelul respectiv înainte de sărbători, dar când am vrut să merg să o cumpăr, nu se mai găseau, așa că Alex a găsit-o undeva, mi-a făcut o surpriză și pe când am ajuns înapoi acasă, din vacanța de Crăciun, am găsit-o sub braț și m-am bucurat foarte tare pentru că chiar voiam să-mi cumpăr acest set și din păcate cum nu l-am găsit, am fost destul de tristă, dar mă bucur că l-a găsit Alex. O altă cană care seamănă foarte mult cu aceasta este tot cu model de Crăciun, cu Moș Crăciun și un om de zăpadă. V-am zis că seamănă foarte mult cu aceasta. Pe aceasta am primit-o eu Crăciunul trecut de la mama lui Alex. Mi se pare că seamănă foarte mult între ele. Nu știu dacă sunt cumpărate din același loc, dar și asta este foarte drăguț. Încă o cană cu tematică de Crăciun este aceasta. Pe aceasta am cumpărat-o sigur din Jumbo și vine cu un capac. Mi-e plac foarte mult cănile care vin cu capac pentru că sunt perfecte pentru ceai. Mi-a plăcut foarte mult modelul și pentru că este o cană puțin mai mare. Pe lângă modelul acesta foarte drăguț, mai scrie pe ea Merry Christmas. Și cea mai drăguță cană cu tematică de Crăciun, am primit-o chiar de Crăciunul trecut de la Alex, este aceasta. Este o cană uriașă, este din colecția de Crăciun și Alex a cumpărat-o de la JISC. A venit tot așa într-o seară cu ea acasă, a intrat în JISC să-și caute o pernă și s-a întors acasă cu o cană, mi s-a părut foarte funny, dar este o cană foarte mare și foarte drăguță și nu știu dacă ați văzut colecția de Crăciun de la JISC, dar au avut foarte multe decorațiuni frumoase, iar cănile și farfuriile cu tematică de Crăciun au fost chiar simpatice. Nu știu să vă zic exact prețul acestei căni, dar mi s-a părut foarte simpatic. Acesta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut colecția mea de căni. Cu siguranță mai am și altele pe care nu le-am găsit în momentul de față, dar pot să zic că am strâns o colecție destul de mare de căni, după cum ați văzut, și probabil va continua să crească, pentru că îmi plac cănile foarte mult și le găsesc întotdeauna câte o utilizare. Nu uitați că pe mine mă găsiți pe Instagram, pe Facebook și pe blog, toate linkurile le veți găsi în descriere. Și aștept să vă abonați canalului meu dacă încă n-ați făcut-o. Și vă aștept în comentarii să spuneți dacă mai aveți idei de genul acesta, cu diverse clipuri pe care aș putea să le filmez, care să fie și interesante și utile pentru voi. Până data viitoare vă pup și vă doresc o zi plăcută! Pa!